Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, dragii mei, nu, nu. Vă alegeți ce vreți să manifestați, soarele vostru, luna voastră, ce aveți în scorpion. Dacă aveți două, trei planete, alegeți eventual ce mesajul respectiv pe care îl voi da, ce zona voastră emoțională sau fizică reprezintă. Da, este vorba de cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul Nodul în Scorpion, etalare pentru septembrie și eventual perioada care va continua după septembrie. Din seria oracolelor a venit constructorul. Trebuie să munciți intens pentru reconstrucția voastră a unora dintre voi, a multora dintre voi. Poate aveți de-a face cu un personaj foarte ambițios, deși și scorpionii sunt foarte ambițioși. Am simțit nevoia să las aceste de cărți în două, așa cum s-a separat în momentul în care a venit cartea. Cred că sunt niște mesaje. Pentru unii dintre voi, probabil că aveți, și nu că probabil, eu știu că scorpionii sunt persoane foarte sensibile. Ori este o latura voastră sensibilă, extrem de sensibilă la mediul înconjurător, la gândurile voastre și ale altora, pe care trebuie să o țineți oarecum în control, să o școliți, să învățați să selectați vibrația. Și uitați, între școală și artă, este această sensibilitate, asta vă face să, cum să zic, vă creează o predispoziție și către artă și către convorbiri cu Dumnezeu, cu îngerii, cu alte dimensiuni. Poate, dacă faceți artă, să primiți niște mesaje prin această sensibilitate a voastră, dar dacă nu sunteți voi, poate să fie un copil sau cineva din preajma voastră care trebuie să meargă la școală, este foarte sensibil, are o latură artistică și dacă are așa ceva și sensibilitate și toate cele, aveți grijă să nu-i direcționați într-o zonă prea pragmatică, materialistă. Da, ne construim, dar conform potențialului nostru. Acum, un alt mesaj. Poate că e o latura voastră, că știm că scorpionii, orice natură ați avea, lună, ascendent, Venus, soare, este o zodie a extremelor. Și atunci aici este o extremă foarte sensibilă și aici mai este o extremă foarte puternică, puterea, da, puterea, urmată de flori și de călătorie și iar bodywork. Cineva probabil că are această putere să traverseze o perioadă specială în viața sa, să facă o călătorie. Ori voi faceți o călătorie și pentru această călătorie trebuie să vă antrenați într-un fel sau altul. O călătorie care manifestă ceva sensibil. Florile nu înseamnă musai flori, dar manifestă ceva sensibil. Ori vă duceți voi către cineva care e foarte sensibil și le dați flori și întăriți în această călătorie o legătură, o faceți mai puternică, ori poate mergeți către cineva cu marcaj în fecioară, dacă tot avem constructori și eu sărbătoare pentru cineva și întăriți legătura, ori mai simt un mesaj, cineva încearcă să-și urmeze dorința inimii, un personaj care lucrează cu el, cu ea însăși, bodywork, poate chiar bine construit ca și fizic, constructorul și bodywork, poate dacă e bărbat, probabil un personaj care lucrează cu corpul său. Și acest personaj s-a hotărât să-și urmeze inima, nu doar interesele și nevoile materiale, și să călătorească eventual înspre voi. Repet, să întărească cu această putere, să întărească legătura și poate aceste flori să fie, eu știu, niște flori pe care vi le dăruiește cineva. Cam așa, vedem ce legătură are cu ce voi spune. Însă, cam la asta s-a referit sau, în fine, da, mesajul din aceste de cărți. Haideți să vedem alt mesaj. În timp ce amestecam, am vrut să se arate iar cavalerul de spade, valetul de monede și nouă de spade. Am văzut călătorie mai devreme și cavalerul de spade reprezintă mișcare. Da? Cineva de la drum, eventual, își dorește să vină cât mai iute înspre voi să exprime ceva cu valetul de monede. Se confirmă nevoia de comunicare și de dăruire. Apropo de flori, poate cineva, aceste monede poate să reprezinte un buchet de flori, da? Să vă dăruiască ceva, pentru că sunt foarte stresați. Ori voi sunteți stresați și ei vor să vă liniștească prin acest dar, prin această convorbire pe care și-o doresc manifestată cu voi.
Posibil să fie cineva cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj, am zis, nu neapărat zodie. La capătul setului de cărți, iar aer, doi de spade, dar în spate apare regele de cupe, puteți să fiți voi. După regele de cupe, șase de monede. Poate să fie semn de pământ, poate să fie balanță, poate să fie oricine. E o situație, în primul rând, e o energie, nu este o persoană musai. O energie care s-ar fi dorit renăscută, dar această renaștere se manifestă foarte greu pentru că sunt multe blocaje și cel puțin o persoană în această situație are nevoie de mai multă meditație și înțelege mai greu prezența îngerilor în viața sa. Trebuie să treacă printr-o anumită perioadă de aparentă stagnare, de sacrificii ca să capete iluminarea. Posibil, unii dintre voi sunteți într-o situație în care trebuie să împărțiți timpul și cu cei apropiați și cu altcineva, da, ori cu copiii și cu părinții, copiii și iubitul sau fostul și viitorul, da, sau jobul și relația. Trebuie să vă împărțiți resursele și energia și în acest motiv apare această aparentă stagnare. Aici este, dacă oferiți prea mult și vă sacrificați prea mult într-o direcție, nu mai creșteți în cealaltă. Trebuie să fiți în echilibru. Acum, evident că aceste informații se pot reprezenta și povestea cuiva, dacă nu vă reprezintă povestea acestui personaj. Din cauza acestui triunghi, și nu zi musai amoros, triunghi ca și potențial, ca și energie consumată și receptată, dragostea, sensibilitatea pe care am văzut-o, sensibilitatea, dragostea, artisticitatea, este oarecum blocată. Eventual, cineva vă blochează, voi blocați pe cineva care vă iubește foarte mult din cauza că trebuie sau a trebuit să oferiți în stânga, în dreapta, ori voi, ori ei și a simțit că există un dezechilibru. Și atunci stați unul dintre voi. În viața, nu vă vorbesc vouă, scorpionilor, dar evident că viața voastră nu este în singurătate și atunci sunteți în preajma unor oameni care vă blochează sau pe care îi blocați voi. Și repet, blocați o dragoste profundă, niște emoții adânci pe care cineva le are pentru altcineva. Și îmi aleg cuvintele așa pentru că, repet, nu pot să, din natura mea care se străduie să fie cât mai corectă, nu pot să spun că o anumită carte se referă doar la voi, pentru că sunteți un colectiv variabil, unul este ascendent, altul lună, altul soare și fiecare se manifestă diferit. Hai să mă amestec o dată, ia uite. Regina de bâte și cavalerul de cupe. Există pasiune, există atracție, dorință de romantism și de a cuceri. De a cuceri. Da. Soarele nu a venit să ascendent, nu de nord, din scorpion. Septembrie 2021. Hai să vedem. Central, faetonul. Poate să fie un rac, dar este pentru unii, că tot am văzut călătorie interesant. E bine că am împărțit. Oricineva vine de la drum hotărât să cucerească, să aibă o victorie, ori voi aveți în gând, în suflet, pe cineva care e la distanță și vă gândiți să călătoriți. Sau la un moment dat să manifestați victorie în relație cu ei. Și extraordinar, șase de spade, iar ambele reprezintă călătorie. Însă vom vedea cum se clarifică. Pe de o parte, ca să faceți această călătorie voi, sau, eu știu, acel personaj, trebuie să faceți o altă călătorie, în primul rând mentală, să vă detașați de niște ape tulburi. Da? Mă mir că au venit în cuadratură, dar, repet, sunt două călătorii. Pe de o parte, cred că da. Unul vine dintr-o zonă solară, celălalt dintr-o zonă mai rece, mentală. Că tot am văzut nouă de spade. Unul este foarte stresat și trebuie să se elibereze de stres, voi sau ei. Celălalt, chiar dacă e stresat, are o altă energie, galben, are totuși încredere că va fi bine. Merge către destinul său. O, temperanța. Posibil să fie un săgetător pentru unii dintre voi în viața voastră.
Dar nu neapărat echilibru înseamnă, nu toți săgetătorii sunt în echilibru. Echilibru înseamnă lucrarea voastră de curățare energetică și de creștere spirituală. Eventual, dacă este distanță între voi și cineva, a trebuit să aveți răbdare, să vă calmați emoțiile și să creșteți amândoi și unul și celălalt, am zis, aveți o călătorie de făcut, o vindecare, da? Ca să se manifeste acest echilibru emoțional. Adică, cu alte cuvinte, așteptarea trebuie să fie într-o formă activă, da? În care recunoaștem niște sau importanța corectării unui stil de viață care nu este potrivit pentru viitorul pe care ni-l dorim. În ultima vreme, regina de spade, pentru unii ar semn de aer, dar nu e obligatoriu să fie semn de aer. Regina de spade poate să vorbească despre o persoană divorțată, văduvă, notar, avocat, dar nu doar. Regina de spade, în principiu, este o persoană comunicativă care vrea să spună adevărul și să asculte adevărul. Nevoia de comunicare, am văzut cavalerul de spade și valetul de monede. Cineva își dorește foarte mult comunicarea. Hai să vedem. În continuare, în viitor, apare totuși o comunicare într-o formă sau alta, valetul de băte, dar mai degrabă artistică sau originală. Valetul de băte în viitor, evident că apare și atracție. Valetul de băte înseamnă și atracție, înseamnă și inițierea unei noi călătorii. Dacă e în suflet această nevoie de a vă detașa ca să mergeți către destinul vostru, veți face această inițiere în foarte curând. În foarte curând, poate la luna nouă următoare. Oho, aici este mulțumit. În prezent aveți o legătură toxică și aici este provocarea. Cum să-ți urmezi destinul dacă ești în acest atașament, în această legătură karmică, toxică, obsedantă? Că știți, scorpionii și cine are aspecte în casa 8-a, devin uneori obsedați, obsesivi, da? Dar asta e varianta negativă, până se transformă și renaște scorpionul în uliu, vulturul în fenix și atunci este detașarea. Ce este provocarea? Ca să ajungi la acea latură înaltă mentală de vibrație, de aur, că tot am vorbit de galben, da? Trebuie să vă detașați mental de această energie toxică. Voi lucrați unii dintre voi, dragii mei, lucrați de ceva timp, unii, nu toți, evident, dar unii lucrați cu îngerii și încercați. Și de fapt, temperanța e singura care anulează diavolul. Am spus de nu știu câte ori și o zic în continuare și eu am aflat-o de la un coleg maestru de tarot, ce era nu. Chinez era, chinez, da. În fine, temperanța este cea care anulează diavolul, dar, evident, cu răbdare se rup atașamentele, cu răbdare ne detașăm de adicții, cu răbdare vindecăm obsesiile noastre ale altora și așa mai departe. Și uite așa, cu răbdare mergem către destinul nostru, pentru că destinul nostru nu ne vrea atașați de energii negative. Și uitați, aici este, îmi place confirmarea, până acum este foarte clar. Cred că nici n-aș mai clarifica. Vedem. Apele tulburi sunt aici, apele senine sunt aici și, de fapt, în zona aceasta. De unde va pleca sau unde vă veți întâlni, poate unii dintre voi vă întâlniți, repet, cu o persoană și trebuie să vă întâlniți pe teren neutru, pe un teren. Ah, ce frumos vine mesajul, pe un teren virgin. Dacă, într-adevăr, distanța dintre voi și cineva creează obsesii, adicții, atracții teribile, trebuie să aveți răbdare, chiar dacă aici este zona trecutului. Pentru cei care sunteți și ați lucrat cât de cât, că de-aia ascultați tarot, ați lucrat cu energiile, știți, orice pasiune, atracție poate să devină ori cădere, ori creștere. Da? Și aici este. Trebuie să vă întâlniți și unul și celălalt pe teren virgin, neutru, senin. Trebuie să lucrați în prezent la aceste lanțuri și aveți o regină de spade, personaj sau nepersonaj. Este o energie care susține eliberarea de constrângeri. Ca și sfat aveți regina de monede.
Apreciați-vă și apreciați și pe ceilalți. Regina de monede. Eventual, unii dintre voi o să clarific tot Capricorn. Poate că aveți un Capricorn. Da, Scorpionii cu Capricornii se înțeleg. Poate mai aveți un rac, mai aveți un semn de aer, extă și săgetător, ca și marcaj. Dar nu asta mă interesează pe mine, pe voi. Și chiar dacă nu apare zodia cu care aveți de-a face, sunt elemente, sunt energii care ar trebui să descrie personajul, un personaj din viața voastră. Sfatul este, trecând peste faptul că și regina de monede tot Capricorn este, dar unii dintre voi poate vă concentrați prea mult pe carieră și sau pe nevoia de a vă crea stabilitate financiară. Și spun așa că este Scorpionul în opoziție cu Taurul și Scorpionii au tendința, pentru că știți bine, sau dacă nu vă zic eu, Scorpionul reprezintă printre multe, da? Transformarea reprezintă casa banilor, a taxelor și a sexului, într-adevăr, și a obsesiilor, și a adicțiilor, dar și a banilor. Și atunci, și Taurul iar are și acest aspect, da? Posesiv. Și aici este nevoia de transformare și de vindecare a acestor obsesii pentru stabilitate care se manifestă în viața unora doar prin, eu știu, printr-o bază financiară. Unii dintre voi munciți din greu pentru bani. Dar mare grijă. Aici este provocarea, mare grijă, să nu rămâneți în lanțurile acestei lupte pentru stabilitate. Deși sfatul este să vă găsiți valoarea, regina de monede vorbește despre valoare, o să o clarific. Dar și prin creativitate, pentru că regina de monede manifestă dintr-un material un obiect de o anumită valoare. Și aici, vedeți cum faceți. Să nu picați în capcana aceasta a diavolului. Exterior, 9 de spade, cineva își face griji pentru voi. Iar obsesiile, iar legăturile, da? Și am văzut și spânzuratul. Dacă cineva se gândește obsedant la voi, s-ar putea să-i simțiți că doar sunteți scorpion și aveți intuiție. Apropo de sensibilitate, mai țineți minte? Ia uitați, și aici e totuși o legătură invizibilă ca un wireless, am zis bine? Da? E o legătură invizibilă, le simțiți gândurile. Dar pentru că echilibru înseamnă și profesor, aveți și școala. Învățați să țineți deoparte gândurile negative. Cineva este în gânduri negative, nu știe cum să manifeste cu voi eventual, să i-ați spus deoparte și este obsedat de faptul că i-ați blocat. Eventual, vedeți unde sunteți, pentru că mi-aduc aminte de doi de spade. De cineva e teamă de regele de monede, așa e și voi sunteți regina de monede. Dacă e vorba de o separare de soț-soție, probabil că aveți discuții cu banii, cu adicțiile, cu separarea, cu eliberarea de karmă, de contract. Deci un contract și celălalt e... Poate sunt două persoane diferite, variază. Dar am zis, e vorba de un cuplu, regele și regina de monede. Mare grijă cum este alcătuit acest, pe ce bază. Să nu fie pe baza asta. Altfel nu durează și nu face parte din destinul vostru, doar o karmă pe care o plătiți. Mai mult sau mai puțin până vă treziți. Ce vă doriți? Valetul de spade. Comunicarea cu cineva. Comunicarea cu cineva vă doriți. Sau acest personaj care e mai comunicativ, eventual, vi doriți. Într-o formă sau alta, nu vorbesc de o dorință erotică, musa, este vă doriți acest personaj sau comunicarea cu cineva sau să studiați ceva, că tot avem studiosul, aveți ceva de studiat, o să clarific. Ce reușiți să faceți? Cavalerul de monede, constructorul exact, aici este cavalerul de monede, constructorul, cu răbdare, cum am zis, trebuie să vă detașați de personajele obsedante, obsesive, da? Blocante, și să mergeți către destinul vostru cu încredere și cu conștiința unei lumini care trebuie manifestată în această viață, cât mai avem ocazia. Și atunci, cu răbdare, aveți și echilibru, răbdarea la bază, veți merge într-un punct de stabilitate.
Asta e ce reușiți voi să faceți. Aude, cavalerul de monede merge încet, încet către 10 de monede, către abundența. Tot am zis că este vorba de muncă, de valoare, de bani, într-adevăr, dar probabil că separat de un șef sau de un soț. Vreți să fiți independente, doamnelor? Și dacă cineva e obsedat de voi, probabil că trebuie să... Uite, la capătul setului de cărți, iar valetul de monede, iar comunicarea cu un suflet pereche. Au fost blocaje în spate, roata, o întâlnire karmică și când a fost întâlnirea karmică au fost multe, uite, 9 și cu 10, multe emoții. Poate într-adevăr unul să fi simțit mai mult decât celălalt, dar împreună o stare de euforie. Această întâlnire karmică de destin v-a schimbat energia, v-a schimbat vibrația. Dar apar blocajele. Și cineva în această poveste, în aceste suflete perechi, vrea să comunice. Central vă doriți eliberare și voi și cred că și sufletul vostru pereche. Dar încă nu v-ați eliberat de un trecut și de un personaj care vă ține legat într-un fel sau altul. Și știți cum vă ține când se leagă, când se gândește tot timpul la voi, ca la 8 de spade, se creează această legătură care nu vă dă drumul să mergeți mai departe, eventual, mai ales dacă e soțul, soția, personajul de care v-ați separat financiar sau dintr-un contract la locul de muncă, acasă, vedeți cum e, da? Oricum, mergeți spre abundență, încet, eventual spre o altă abundență, sub o altă formă, cu altcineva. Am zis că să clarific cu setul meu de cărți. Ups, ia uite. Clarifică-mi, te rog frumos. Ce să clarific mai întâi? Diavolul. Diavolul acesta trebuie clarificat pentru scorpioni. Uf. Interesant, regele de cupe și regina de... Exact, regina de monede e aici și regele de cupe l-am văzut mai devreme. Uf. Este în această relație, este un personaj, regina de monede invers, este un personaj care nu-și cunoaște valoarea. Și din cauza că nu-și cunoaște adevărata valoare, adică noi suntem spirite în corp, nu corpuri cu spirita sau cu suflet. Adevărata sa valoare este aici. Personajul acesta ori nu a crescut spiritual, ori are tendința să se simtă vinovat, a fost învinovățit de-a lungul vieții, da? Un personaj în viața voastră nu se simte apreciat și din cauza asta devine manipulator, regele de cupe, manipulator emoțional și păstrează această legătură toxică. Dacă voi sunteți posibil pentru unii dintre voi care încă nu ați reușit să ajungeți la acest grad, temperanța și regina de spade, da? De înțelepciune și de putere, posibil există cineva care încearcă să vă domine, regele de monede, poate și regina de spade, printr-un contract, printr-o atitudine egoistă, negativă. Sunt multe feluri de a domina un personaj și încearcă ei să vă domine și să vă anihileze valoarea și să uitați, de fapt, de echilibrul vostru, că regele de cupe e echilibrat emoțional, să vă dezechilibreze emoțional. Și din acest motiv, dacă apare regina de pământ invers, de-aia este sfatul, regăsiți-vă valoarea, doamnelor și domnilor. Eventual fiți independente, mai ales Capricornul reprezintă casa 10-a carierei și atunci a independenței. Reconstruiți-vă cu răbdare valoarea, abundența, stabilitatea, eventual cu altcineva. Ia uite, concepția. Da, trebuie să vă reconcepeți, reinventați. Clarificăm, te rog frumos, regina de spade în trecutul apropiat. Ups! 7 de băte.
aici trebuie să vă redescoperiți, să înțelegeți că regina de spade înțelege și exprimă granițele personale. Trebuie să vă protejați voi de acest întuneric care există încă în prezent. Acum, dacă cineva zice, vai, că scorpionii sunt toxici, nu e treaba noastră, ce zic ei. Eu vă dau sfaturile pentru oamenii care au bun simț și vor să aplice aceste sfaturi într-o formă sau alta în viața lor. Există vorba de niște granițe. Poate pentru unii să fie un semn de aer cu granițe personale. Și din cauza acestor granițe, datorită fricilor, datorită multor motive sunt, da? Din cauza acestor granițe să se creeze această situație toxică. Că e semn de foc, că e semn de aer, pe mine nu mă interesează foarte mult și cred că nici pe voi n-ar trebui să vă intereseze. Știți voi că e un personaj mental care este un pic mai protector cu sufletul său, dar dreptul are motive. Dar când devenim prea defensivi, deja creăm situații toxice. Evident că pot să fie două persoane diferite, vă rog frumos să alegeți. O să clarific, să vedem cum se leagă. Da, o persoană independentă, 9 de monede. Clarifică, te rog frumos, influența exterioară, 8 de spade. 8 de spade. Eu cred că ați putea fi între două energii. Una toxică, adictivă, dependentă, egotică, narcisistă și alta mentală, dar cu un anumit potențial. Nu sunt multe, deși am văzut asul de cupe și 2 de monede, nevoia de alege. Clarificăm 8 de spade, influență exterioară pentru scorpion, 8 de spade. 8 de spade. Cineva se gândește la voi, obsedant. Eventual, regele de cupe invers, în varianta sa bună, este că acest personaj nu se simte pregătit să ofere stabilitate. Și din cauza asta nu își arată dragostea. Am văzut 2 de spade blocând regele de cupe. Acum a venit regele de cupe invers. Dar o dragoste nemanifestată din niște motive. Ori are complexe, ori nu simte că nu are suficient spa. Ok, asta? Eremitul. Eremitul, acest personaj în căutarea luminii. După cum vedeți, a venit eremitul pe orizontal, dar lumina este în jos. Încă mai are de căutat această lumină. Meditează, încearcă să-și caute răspunsuri la întrebări. Iau, regele de spade. O fie una și aceeași persoană, dar care regretă ceva, 4 de cupe, o ocazie pierdută. Dar e o suferință peste care, iau, 10 și 8 de spade. Cred că e același personaj. Are de trecut peste o suferință, are de înțeles. E noaptea întunecată a sufletului său acest personaj. Și repet, nu trebuie să fie semn de aer. Un personaj mental, rațional, care încă, cum am zis la începutul expoziției, că vin de la expoziție acum, la expunerii, da? La începutul expunerii, un personaj în viața voastră care încă, poate nici nu crede în Dumnezeu, încă nu înțelege noțiuni de genul destin, îngeri, credință, Dumnezeu, e în această zonă toxică. Și stând în preajma lor, gândindu-se acești oameni la voi, se creează această karmă, da? Clarificăm, te rog frumos. Mai dăm ceva pentru acest eremit și 8 de spade. Încă o carte. Eremitul și 8 de spade. Iată, încă nu știe să invoce spirite, să invoce emoțiile, să-și... nu doar emoțiile, nu să le invoce, musai să își aprecieze emoțiile, mai ales dacă este mental, de a apărut și regele de cupe. Personajul acesta neagă emoțiile și emoțiile lor și emoțiile altora. Deci, iau-te, 9 de cupe, dar a venit invers. Nu e în poziția bună. E trist, are tendința să fie depresiv. E nemulțumit, trebuie să învețe să se detașeze de programele mentale și să-și recunoască sensibilitățile. Personajul acesta, am zis, este un personaj rațional, care până acum așa a fost educat, că am văzut 10 de monede, a fost educat să nu creadă prea mult în emoții, în inimă, în sentimente. Și ceea ce se întâmplă între voi și acest personaj declanșează această trezire către spiritualitate și către încep să-și simtă inima.
Că uneori încep să simți inima când regreți, când suferi după pierderea cuiva, când întâlnești și ți-e dor, când nu poți să manifesti dragostea. Sunt multe motive și multe situații când încep să simți inima. Dar deocamdată cu 9 de cupe invers care merge către 8, invocație invers, eremitul pe diagonal, da? Acest personaj este noaptea întunecată a sufletului său. Și trebuie să ajungă să se iubească. Am zis, cineva care nu se iubește. Trebuie să ajungă să se iubească ca să se manifeste dragostea, să se manifeste echilibru. Ia uite, asul de cupe, nemanifestat, e pe diagonal. Și ia uite, sub ce este? O stare de doliu, de depresie. Din cauza atracției, e o atracție, într-adevăr, teribilă între voi, dar când două suflete sunt pe poziții diferite, trebuie unul din... Da, unul să coboare mai jos, altul să crească, da? Unul să facă compromisul și celălalt să crească. Deci este lucrarea de reechilibrare. Clarificăm, te rog frumos, Regina de Monede. E un sfat important, Regina de Monede, deși am spus primul cuvânt pentru Regina de Monede este aprecierea de sine, valoarea personală. Valoarea personală și capacitatea de a transforma orice lucru îl face într-o valoare. Prăjituri. Prăjiturile au valoare calorică, da? Nu știu. Obiecte care se pot vinde. Bani. Orice care se poate aprecia din punct de vedere material într-o formă sau alta. Clarificăm Regina de Monede. Aici este. Am zis că transformă și voi cu casa 8-a transformați suferința, experiența în valori și frumos ar fi să fie și valoare și spirituală, da? Mai vedem până atunci. Regina de Monede, te rog frumos pentru Scorpion. Pentru Scorpion, Soare, Luna, Venus, Ascendentul Lunar în Scorpion. Haide, sfatul e foarte important, te rugăm. Sfinte Duh, dă-ne mesaje, te rog, Sfinte Duh, dă-ne mesaje pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendentul Lunar în Scorpion. Mesaje de la tine care ne ajută în această perioadă. Avem nevoie de ghidaj divin. Clarificăm, te rog frumos, Regina de Monede. Regina de Monede. Regina de Monede pentru Scorpion. Mai. Hai încă o dată, te rog. Deocamdată nu vine, mai încercăm mai târziu. Integrare. Trebuie să integrați ceva, încă n-ați integrat. Nici voi și atunci trebuie să integrați. Apropo de experiență, de școală, trebuie să vă școliți. Trebuie să eventual dezvoltați niște abilități. Apropo de integrare, să învățați, să cunoașteți cum să ajungeți în această poziție. Clarificăm, te rog frumos, faetonul central. Faetonul central pentru Scorpion. Ce e cu această călătorie? Sau călător? Ups, o călător. Prințesa, adică valetul de monede, pe care l-am tot văzut, da? Uitați-vă aici. Cineva vrea să vină, da? Clar. Un personaj vrea să vină să vă ofere ceva. O discuție, niște flori, un cadou. Ia uite. Și aici e problema lor pentru că nu prea au încredere. Pe de o parte. Acum, alt mesaj este că trebuie să mergeți către destinul vostru și să vă construiți, că valetul de monede e urmat de cavalerul de monede, da? Cei care construiesc, începe și învățați, aplicați ceea ce învățați și începe să construiți cu răbdare destinul vostru. Dar, ca să vă intuiți destinul, ca să vi-l înțelegeți, trebuie să manifestați această temperanță și echilibru tot timpul. De-aia e la bază, e foarte important, e la baza acestei cruci celtice. Clarificăm 6 de spade ca și provocare pentru Scorpion. 6 de spade pentru Scorpion în această perioadă. Uf! Sunt multe.
Dragă spirite, sunt multe. Prea multe. Clarificăm. 6 de spade. Cineva vrea să vină să vorbească foarte mult, să vă explice niște chestii, ce s-a întâmplat, ce este, ce va fi. 6 de spade. Cred că e personajul acesta care e foarte trist. 6 de spade, te rog frumos, provocarea. Ia uite, exact ce am zis, mulțumesc de intuiție, 8 de spade, exact 8 de spade care apare în exterior, da? Și de ce spusesem chestia asta? Pentru că 6 și cu 1 înseamnă 7 și cu încă 1 înseamnă 8 și atunci am direcționat către acest personaj, da. Acest personaj este oarecum blocat în gânduri și aici este provocarea lor să vină, să lase gândurile. Decepția, neîncrederea că nu o să fie, că n-a fost, că poate vrea prea repede cu cavalerul de spadă, posibil să vrea să se miște foarte repede și lucrurile trebuie să se miște cu răbdare, posibil să n-aibă răbdare. Și din cauza că n-avea răbdare, intrăm în blocaje, ne atragem blocajele. Acest personaj trebuie, e obsedat să vină înspre voi o anumită variantă și alta este într-un anumit blocaj mental, într-o programare mentală negativă. Și ar trebui să lase în urmă apele tulburi, gândurile și emoțiile negative ca să meargă înspre locuri senine, înspre faeton, faetonul care prinde încredere și așa mai departe. Ca să se poată manifesta călătoria, întâlnirea și construcția aceasta a relației, eventual a unui viitor foarte frumos. Dar este cineva care probabil e obișnuit să acționeze mai iute și nu are răbdare și din cauza că nu are răbdare a intrat în acest blocaj. Îi dorim încredere, împărăteasă, taur, balanță pentru unii. Iar 6 de spade, vedeți cum se leagă? 6 de spade, dar e pe diagonal. 7 de spade. Trebuie să nu se mai mintă, să... Ia uite. Are de transformat o mentalitate. Clarificăm valetul de spade, te rog frumos, pentru scorpioni. Cu sfatul pe care îl aveți, regina de monede și regele de monede în poziția fricilor, poate că vă este teamă sau nu aveți voi încredere că vă veți mai întâlni perechea perfectă, că veți mai avea vreun soț dacă v-ați despărțit. Unii dintre voi nu aveți încredere că mai există bărbați stabili, capabili să fie într-un cuplu echilibrat din cauza unei experiențe negative. Că e cuplu. Clarificăm, ups, ia uite, lumea, dai pe diagonal. Pentru unii să fie un personaj de la mare distanță cu faetonul și lumea. Și această mare distanță să creeze probleme, decepții într-o formă sau alta, depresii. Din cauza imposibilității manifestării acestei relații, a acestei posibile fericiri, dacă ați fi mai aproape, ar fi fericire, dar tocmai pentru că sunteți la distanță și iar invocarea înseamnă iar pentru un ocean, o apă, da? Distanță între voi. Faptul că a venit invers nu este capabil să atragă, să manifeste, pentru că mai are ceva de învățat. Lumina este jos. Trebuie să învețe ceva acest personaj. Să aibă încredere și răbdare. Pentru că și eremitul are răbdare. E un personaj analitic, personaj din tarot, vreau să zic, eremitul. Personaj din tarot analitic, cu răbdare, știe care o călătorie de făcut. De găsit lumina, dragii mei. Și lumina nu e ușor de găsit. Deși, teoretic, ar trebui să fie foarte ușor, e în noi. Dar noi o căutăm în afară, nu înăuntru. Da, e aproape și totuși departe. Posibil să vă doriți comunicarea cu cineva de la distanță, de peste hotare, sau ei, într-un fel sau altul, să vibreze în sufletul vostru, că tot apare faetonul. Și nevoia de comunicare. Într-un fel sau altul e un personaj de care vă edu și v-ați sta un pic de vorbă cu ei, dacă nu chiar mai mult. Oricum, faptul că a venit lumea pe diagonal înseamnă că lucrurile se schimbă, poate distanța se micșorează, că avem două călătorii care trebuie făcute,
Repet, poate veni, vă întâlniți la jumatea drumului, să la unul călătorește mai mult, altul mai puțin, dar, repet, amândoi aveți o călătorie de făcut. Și această călătorie, repet, poate să fie detașarea, o călătorie mentală de gândurile negative a unuia, că în momentul în care celălalt se deblochează de aceste depresii, se manifestă în viața celuilalt potențialul de călătorie. Înțelegeți? Cu lumea pe diagonal este o poveste care încă nu s-a încheiat. Povestea aceasta, capitolul acesta nu s-a încheiat. Mai aveți de lămurit niște lucruri, cel puțin de lămurit, dacă nu chiar mai mult. Ia uite, iar împărăteasa, parcă am mai văzut-o mai devreme, da? Iar în acest context, ia uite, 6 de spade și iar, interesant, 7 de spade, moartea și diavolul, Lilith. Trebuie transformată această mentalitate negativă, adictivă, obsesivă, dependentă. Ia uite, diavolul sufocă 10 de cupe. 10 de cupe între diavol și doliu. Dor, dor imens. Sau doliu, sau regrete, sau ce-o fi. Deci fericirea e sufocată de această mentalitate negativă. Da. Clarificăm, te rog frumos, cavalerul de monede. Ce reușiți să faceți? Cavalerul de monede. Asta parcă mi s-a... 6 de spade. Deci, până la urmă, se face această eliberare. 6 de spade și a venit în poziție frumoasă. Eu știu ce am făcut când am făcut aceste cărți pe care le ador. Nu că sunt făcute de mine, dar nu știu, parcă am fost inspirată. 6 de spade merge spre lumină, da? Ca și aici. Merge spre lumină. Are ceva de lăsat în urmă. Suferință, umbră, întuneric. Și? Ia uite ce frumos. Va trebui să alegeți. Că după faeton urmează îndrăgostiții, nu? Să alegeți. Dragostea sau ce vreți voi? Neîncrederea? Dacă nu aveți încredere, nici dragostea nu se manifestă. Clarificăm. Ce să mai clarifici? Hai să mai vedem. Regina de monede, sfatul. Regina de monede, te rog frumos. Așa, așa, mersi frumos. 9 de spade pe care l-am văzut mai devreme. Dar 9 de spade este pe orizontal și acesta. Aici este. Încercați să nu vă mai stresați. Încercați să nu vă mai stresați. Dacă acest 9 de monede nu vă reprezintă pe voi, reprezintă pe ei aceștia, pentru că e influența exterioară, clar, 8 de spade. Dacă 9 de spade nu vă reprezintă pe voi, încercați să înțelegeți. Cu regina de monede, să știți că e o persoană înțelegătoare și care susține oamenii într-un mod practic și valoros. Încercați să-i ascultați, să-i susțineți ca o mamă duioasă, dar și autoritară și practică. Găsiți soluții. Dacă ei sunt, vin, că e vorba de o întâlnire, vin și sunt stresați, ascultați-i și, repet, încercați să găsiți soluții la problema lor. Pentru unii e un sfat. Acum, evident că acest sfat se poate raporta și la viața voastră personală. Dacă aveți niște gânduri, prea multe gânduri, găsiți soluții sau decât să stați în gânduri, apucați-vă și faceți ceva. Faceți zacuscă, faceți marmeladă, că tot e toamnă, dragii mei, și pregătiți cămara plină pentru iarna care vine. Da? Aici la 10 de monede clar este cu cămara plină și beciu plin de struguri, de vin, de țuică, de cartofi și ce mai fi murături. Asta este. Mulțumesc de inspirație. Chiar dacă sună ciudat, mai puțin spiritual, dar este pământean. Decât să stai în gânduri, dragul meu, scorpion sau scorpioncă, treci un pic și pregătește-te pentru iarnă. Fii chibzuit. Construiește-ți echilibru. Ca albinuța aceea, grele și albină, da? Decât să stai în gânduri, nu zic cântece, în gânduri, treci la muncă și transformă în ceva... Energia transformă în ceva practic de care ai nevoie. Ia uite. Regina de spade. Și 10 de spade. Un personaj stresat care simte multă atracție și multe emoții. Regina de cupe. Hai să mai vedem. Este cât am vorbit, 44 de minute. Eu zic că e suficient. Cum
concluzie. Hai să tragem o concluzie. Hai să o dată. De două ori. Prima oară când se nevoia să fac acest lucru. De trei ori. Ok. Concluzia. Asul de bâte. Invers. Încă nemanifestat. Trebuie un pic temperat. La capătul setului de cărți, 6 de bâte. Victoria. Victoria, pasiunea, energia inițiatoare va fi cu valetul de bâte va fi în viitor. Dar deocamdată concentrați-vă pe lucrurile practice și apoi veți manifesta victorie, câștig. Vă recâștigați pasiunea și energia, da? După decepții, după tulburări, după ce-o fi. Astfel de bătăie, da, trebuie să vă echilibrați din punct de vedere financiar și nu doar financiar, practic. Faceți curat în casă, scoateți plăpumile, ghetele din pod. Știți cum e, da? Ne pregătim de toamnă pentru iarnă. Și atunci vom avea timp mai încolo și pentru asul de bâte și pentru victorii, da? Vă și o mare preoteasă care și ea e un pic sărăcuța, da? Cineva încă nu este, nu și ascultă intuiția. Am zis, e eremitul cu lumina în jos. Asta e. Cine nu și ascultă intuiția, decât să-și piardă mințele și nopțile în stres, mai bine s-ar apuca de treabă. Știți că la mănăstire oamenii muncesc. Nu stau doar în genunchi să se roage. Uneori este nevoie de muncă practică în creșterea noastră spirituală. Sper că ați înțeles și ați prins mesajul. Cei care trebuiau să asculte acest mesaj. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!